Grav accident de circulație în localitatea Mihăiești din Vâlcea. Trei persoane au ajuns la spital după ce un șofer a făcut o depășire neregulamentară, a ajuns pe contrasens și s-a lovit în plin de o altă mașină care se deplasa regulamentar. Traficul a fost îngreunat în zonă 10 de minute. Accidentul s-a produs la 12 km de municipiul Râmnicu-Vâlcea la Mihăiești. Poliția din Vâlcea spune că șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens și a acroșat o altă mașină care venea din sens opus. În urma impactului extrem de violent au rezultat 3 victime. Mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului pentru a prelua persoanele rănite. Martorii spun că șoferul vinovat, pe lângă depășirea neregulamentară, ar fi circulat și cu viteză foarte mare. În condițiile de carosabil umed, șoferul a pierdut controlul direcției și nu a mai putut evita impactul cu autoturismul care se deplasa regulamentar.